Patronii de aici din zonă nu mai angajează decât fete infertile, ca să nu ceară ulterior concediu de maternitate. Este normal așa ceva? Da, nu știu. Da. Nu? Cred că da, nu știu. Da, ei au spus că în felul acesta, angajatul își fracționează timpul de lucru și nu mai angajează decât fete infertile. Probabil s-o gândi mult n-ai să fac chestia asta, nu știu. Păi ce părere aveți? Este o discriminare între femei fertile și infertile? Da, de bărbați infertili. Bărbații infertili să stea acasă. Vai, nu mai ce spun două domnișoare? Oh, vai, nu mai bune. Cred că noi, cred că e bine. E bine? Da. Tu să fii... Vara, ce prost.